România are a treia cea mai mică speranță de viață din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat. Speranța de viață la noi în țară este de 76,6 ani, ceea ce înseamnă că un român cotizează la pensie 35 de ani și primește bani doar pentru 11 ani și 6 luni. Cătălina Mănoiu știe ce spun specialiștii în direct chiar acum la Antena 3 CNN. Bun găsit, Cătălina, și Hristos a înviat! Bun găsit, adevărat a înviat. Într-adevăr, datele Eurostat arată că România are a treia cea mai mică speranță de viață, 76 de ani și 6 luni. Avem de asemenea speranță de viață redusă în Bulgaria și în Letonia. Dacă ne uităm însă la ce se întâmplă în Spania, datele Eurostat arată că aici speranța de viață este de 81 de ani și 5 luni. Un român, de exemplu, trebuie să cotizeze 35 de ani la pensie. Vârsta de pensionare în România, vârsta standard este de 65 de ani. Asta înseamnă, dacă ne raportăm la speranța de viață potrivit datelor Eurostat, că un român, după ce cotizează 35 de ani la sistemul de pensii, apucă să încaseze pensia doar pentru 11 ani și 6 luni. Cotizează însă lună de lună. Să ne uităm și câți bani din salariul lunar merg către fondul de pensii și de asemenea către pensiile de la pilonul 2. În România avem un stagiu complet de cotizare de 35 de ani. Există de asemenea și un stagiu minim de cotizare de 15 ani, însă aici pensia pe care o persoană reușește să o încaseze este redusă. Vorbim despre o pensie minimă de aproximativ 1280 de lei. Asta înseamnă că un pensionar care are o pensie minimă trebuie să trăiască zi de zi cu 40 de lei. Bani pentru mâncare, medicamente, dar și alte cheltuieli. Să ne uităm la salariul minim. În prezent, salariul minim în România este de 3300 de lei valoare brută. 25% din acest salariu merg către fondul de pensii. Asta înseamnă că lunar un angajat plătit cu salariul minim cotizează 775 de lei către pensii. Ce se întâmplă cu salariul mediu? Ei bine, în prezent este de aproape 8000 de lei valoare brută, iar contribuția lunară către pensii este de aproape 2000 de lei. 2000 de lei merg lună de lună la fondul de pensii. Analiștii atrag însă atenția că acești bani pe care îi cotizăm nu reușim să îi încasăm până la capăt. Asta pentru că cifrele arată că, de exemplu, un român reușește să primească bani din pensie mai puțin de jumătate din cât a cotizat în perioada în care a fost activ, iar veniturile pe care reușește să le obțină de la stat după ce iese din activitate, se pensionează, se ridică la maxim 50% dacă ne uităm la media veniturilor. În România avem într-adevăr această pensie minimă primită de 1 milion de pensionari, iar dacă ne uităm la ce se întâmplă la pensia medie, ea nu crește foarte mult. În momentul de față este 2125 de lei. Decidenții au stabilit de asemenea că vârsta standard de pensionare de 65 de ani va fi egală și pentru femei și pentru bărbați în perioada următoare și de asemenea vom asista la o creștere eșalonată.